sunt deosebit de onorat să salut prezența domnului subprefect, absolvent al universității noastre, această întâlnire, a domnului vicepreședinte al Consiliului Județean, a domnului parlamentar Gândăr Marius, a reprezentantului primăriei, a altor reprezentanți din instituțiile care se ocupă cu probleme de ocrotire a mediului. Întâlnirea noastră vizează astăzi prezentarea unui proiect care l-am demarat în urmă cu câțiva ani. Este vorba de elaborarea strategiilor de conservare, a planurilor de monitorizare și dezvoltare durabilă pentru defileul Mureșului Inferior, pentru situsul comunitar care a fost creat în această parte a Mureșului. Într-adevăr, Mureșul, această bogăție naturală a județului nostru, cel mai mare râu al Transilvaniei, se caracterizează printr-o serie de calități fizico-geografice, dar și prin calități biologice deosebite. Până în prezent, calitatea apei a fost menținută la parametrii care sunt subordonați standardelor aprobate de Guvernul României și pe plan internațional, iar crearea acestei rezervații a Mureșului Inferior în partea aceasta a Aradului a dus o notă în plus în sistemul de perfecționare a metodologiei și a tehnicilor de protecție a mediului. Din Sarmațian, care au o importanță deosebită, întrucât contribuie foarte mult la instituirea unui situs de evoluție din Sarmațian spre Paleozoic. Este vorba de Timisoara, de planuri. Primarilor care sunt prezenți și care ne-au ajutat în susținerea acestor acțiuni, care în întregime s-au desfășurat cu ajutorul primărilor proiect, să mulțumesc echipelor de voluntariat care au fost alături de noi, celor care ne-au ajutat să prindem imagini din această zonă. Ca o curiozitate, vreau să vă spun că din cele 26 de autorizații de mediu pe care le-am eliberat, nu am fost contestați la nicio autorizație care... Toate studiile noastre de management privind patrimoniul natural au fost realizate în condițiile legii, studiile întreprinse au fost la obiect, au avut divagații, am primit solicitări și mulțumiri din partea primărilor din această zonă, din partea unor firme care lucrează în această zonă și cred că sub acest aspect Universitatea de Vest, Vasile Golic, și-a îndeplinit o misiune obiectivă, o misiune față de mediu, aceea pe care o are orice universitate în mediul în care se desfășoară activitatea, de a sprijini, de a deveni forța motrică, în ultima instanță, a dezvoltării economice în această zonă. Eu vă mulțumesc, încă o dată, călduros celor care ați participat activ la acțiunea din cadrul acestui proiect de elaborare a strategiilor de conservare și a planului de monitorizare și dezvoltare durabilă pentru defileul Mureșului Inferior. Interesul general al fiecărui om sănătos, cred că trebuie să fie protejarea mediului, a resurselor naturale, pentru a garanta generațiilor actuale și viitoare un mediu curat, care să fie în armonie cu natura. Județul nostru, județul Arad, se află printre acele județe care au înregistrat creșteri economice. Totuși, și la acest capitol de protecția mediului, pot să spunem că am înregistrat creșteri și de acest punct de vedere. România nu se poate mândri cu o absorpție foarte bună a fondurilor structurale
se tot spune că suntem undeva pe la 5,5%, pe la 6%, dar sunt câteva domenii unde aceste procentaje sunt depășite. Mă refer la postru și mă refer la post mediu. Contextul economic, să spun așa, pentru această perioadă 2007-2013, cu privire la alocarea fondurilor structurale pentru România, mai concret pentru mediu, este de 5,6 miliarde euro. Atât au fost alocate post mediului. Din acest 5,6 miliarde, până la ora actuală, au fost întocmite și aprobate și parțial finalizate proiecte în valoare de 4,5 miliarde euro, ceea ce înseamnă o rată de absorpție de aproximativ 80%. Cine investește în mediul crede în viitor, pot să spun și eu că numai așa putem să avem un viitor. Dacă am fi fost atenți și sigur trebuie să fim atenți la discursul, dar dacă am fi atenți și poate o să aveți ocazia să vă uitați la aceste locuri, cu atât mai mult, cu atât mai mare să fie felicitările pentru că acest proiect a fost implementat, a fost finalizat și a pregătit o perioadă lungă în care natura din această zonă va fi protejată. Eu întotdeauna am spus și particip la multe întâlniri din acest colegiu și nu numai și am o bucurie deosebită să văd că tinerii noștri la diferite spectacole păstrează tradiția, dansurile, portul popular, cultura. Nu ajunge numai atât. Pe lângă păstrarea tradițiilor, pe lângă dezvoltarea economică, pe lângă dezvoltarea comunităților locale, avem o datorie sacră să păstrăm natura și să păstrăm tot ceea ce strămoșii noștri ne-au lăsat în păstrare, în bună păstrare. Invităm să veniți cu noi, pe care au desfășurat activități constructive de ocrotire și conservare a mediului, în concordanță cu prevederile suprajelor Uniunii Europene. Prin acest proiect am încercat și cred că am reușit să dăm un exemplu de dezvoltare durabilă a zonelor adiacente cuprinsă proiectului de la intrarea Mureșului. Aproape o suprafață de 25% din întreaga suprafață a județului nostru este sub incidența legii de structuri legiferate de protecție a mediului, care sunt luate și în evidența Uniunii Internaționale de Conservare a Naturii. Este, sigur, ca un succes notoriu. Aș dori să evidențiez eforturile făcute de Departamentul de Ecologie al Facultății de Științe ale Naturii și Inginerie. Un alt merit al acestui proiect este înființarea în premieră pentru această zonă a coridorilor ecologic pentru carnivore mari între Munții Apuseni și Munții Poiana Rusiei din Retezat, care cuprinde un șirac de situsuri Natura 2000, deci acest culoar în care urmărim migrarea vânatului în zone de populație, în zone în care accesul vânatului este destul de dificil. Bilanțul unui proiect post-mediu din axa prioritară 4, care a fost coordonat de Universitatea de Vest Vasile Goldiș în defileul Mureșului, începând de la ZAM și până la Lipova. Este o zonă a Mureșului deosebit de importantă pentru aspectele de mediu care sunt create în această parte a cursului Mureșului Inferior, Mureșul fiind cel mai mare râu al Transilvaniei. Printre problemele pe care le-a implicat acest proiect sunt situațiile de mediu și strategiile care trebuie aprobate pentru
carierele și balastele care s-au creat pe râul Mureșu în această zonă. În al doilea rând este șoseaua Lugoș-Deva pentru autorizație de mediu și calea ferată de mare viteză Arad-Deva-Simerea. În toate aceste situații, Universitatea a fost implicată cu strategii de analiză a mediului înconjurător, eliberarea autorizațiilor de mediu și coordonarea impactului dintre aceste lucrări și mediul înconjurător. Am colaborat extrem de bine cu Consiliul Județean, cu Prefectura Județului Arad, cu primările din această zonă, cu cele 11 primării care au fost angajate în localitățile unde au fost probleme. Și proiectul a fost aprobat de către Ministerul Mediului. Și anume, în primul rând, aș vrea să spun că în defileul Mureșului Inferior există specii și habitate importante pentru care Uniunea Europeană acordă foarte mulți bani și foarte mare atenție pentru aceste specii și habitate. S-au identificat multe specii, unele au fost prezentate de către colegii mei, iar în ceea ce mă privește am fost implicat în studierea, dacă vreți, a pădurilor din defileul Mureșului, păduri care, într-o proporție de 23%, reprezintă păduri importante pentru Uniunea Europeană.